deschidere a festivalului Mărțișor 2012 se oferă președintelui Raionului Soroca, domnul Victor Său. Bună ziua la toți! Acesta este următorul președinte al Raionului Soroca. Dragi sorocini, dragi copii, astăzi venind aici la această frumoasă sărbătoare și intrând în hol am văzut expoziția consacrată acestei sărbători frumoase de Mărțișor și mi-am adus aminte cum în anul trecut, la inițierea noastră, anume de la sorocenilor, am trecut expoziția Mărțișorului la Strasbourg, împreună cu colegii care sunt reprezentanți la Consiliul Europei. Am adus toate mărțișoarele pregătite de copiii noștri din grădinițele din orașul Soroca. Și acum cu două zile înainte, doamna Tatiana, ambasador în Franța, mă sună și îmi spune, că domn Victor, anul acesta au rămas doar 40 de mărțișoare din anul trecut și acum le punem plicuri și trimitem la toate ambasadele din Franța. Și cu mare plăcere ne aducem aminte de emoții cele pozitive, când în ședința Consiliului Europei, toți membrii Consiliului îmi luau cu așa un buchet frumos în piept. Și am promovat festivalul nostru Mărțișor chiar și la Strasbourg. Dragi sorocini, eu îi fericit pe toți cu prima zi de primăvară. Posibil că anticipez, dar am să avem posibilitatea să ne mai întâlnim. Eu vă doresc toate cele mai frumoase urări, de bine, de sănătate, de succes în ceea ce vă propuneți și realizări frumoase. La mulți ani! Festivalul Mărțișorului îl declarăm deschis! Thank you.
melodii lăutărești, în interpretarea orchestrei.